Oamenii au protestat pe de-o parte împotriva firmei care deținea autobuzele implicate într-un accident rutier la Pitești, pe de altă parte împotriva conducerii uzinei Dacia. Să începem protestele împotriva unei administrații din ce în ce mai corupte. Muncim neștiind că fiind acum tineri veți plăti la bătrânețe. Observați în jurul vostru că la 55 de ani vine și te roagă cu miliarde lei să plece acasă. Asta este plata pentru cele 12 ore pe zi pe care lucrați în această întreprindere. Liderii sindicali au vorbit oamenilor despre cauzele care conduc la astfel de incidente. Păi este frică să vă urcați în aceste autobuze? Este foarte adevărat că vă închinați înainte de a vă urca în autobuze și asta, frica, stresul, trebuie să dispară. Atâta timp cât aceste servicii au fost asigurate de Dacia, peste 30 de ani nu s-au întâmplat asemenea evenimente. În condițiile în care drumurile erau... Au sistemele de frânare defecte, au diferite probleme, vin cu uși deschise sau nu se închid cum trebuie ușile, sistemul de direcție este defect. Salariații noștri care fac naveta cu aceste autobuze ne sesizează aproape zilnic problemele care se întâmplă pe aceste trasee. Sindicaliștii spun că la Dacia se câștigă bine, dar angajații lucrează până la epuizare, câte 12 ore pe zi. Ei își spun nemulțumirile și în contextul în care în această lună vor intra la negocieri pentru contractul colectiv de muncă pe 2017. Am fost la locul accidentului și ne-a interzis la salariați să descrie ceea ce s-a întâmplat la locul accidentului, spunând că dacă vreți să mai aveți servici, să tăceți din gură, să plecați de lângă ziarii și de lângă televiziuni. După o oră de protest, salariații au intrat la lucru, spun însă că vor reveni dacă doleanțele lor nu vor fi satisfăcute. Știu că...